spune cum trăiau dacii, cam care a modul de viață. Fantastic, este impresionant. Da. Erau considerat jumătate de oameni și Zamolse i-a învățat această chestie, ei să înjumătățească totul și totul înjumătățeau sau se înfrânau, puneau înfrânarea mai presus decât satisfacerea simțurilor. Era invers. Și din cauza asta, în golul respectiv venea divinul și orice făceau era o reușită sau dacă era un război, învingeau întotdeauna. Nu puteau să fie învinși. Cum era cu jumătatea? Căutau jumătate. Spre exemplu, aveau o farfurie de ciocă, mâncau jumătate din farfurie. Deci puteau să-și pună în farfurie respectivă 3 polonice și puneau 1. Deci mereu în jumătățeau, adică nu căutau convenire a simțurilor și să... Și atunci să vezi că îți mergi mai bine afacerea, vii mai mulți clienți, reușești în tot ceea ce faci, reușești la examene, copiii funcționează bine, dar uite ție și mai ales uite mamei dacă faci lucrul ăsta. Pentru că 80% este legat de mamă. Deci mama este regina. Ce faci pentru că ați zis, da. Dacă vă ține să ții cu ost de negru sau cu apă și cu pâine într-o zi, dar la sfârșitul zilei vezi că ești irascibil, de fapt. Păi da, dar încăpățânarea înseamnă că ai impus, irascibilitatea ai impus este atașament de savoare, ai de plăcere. Da. Trebuie, ca să nu mai fii irascibilă, să te înfrânezi în toate. Și te limitezi și când te limitezi nu mai poți să fii irascibilă. Adică nu mai poți să... Nu mai e eu acela care vrea, are pretenții. Nu ca să obții ceva. Nu ca să obții ceva. A fost cu scop. Când faci cu scop, la sfârșitul zilei, sigur că te enervează ceva. Pentru că faci cu scop. Nu, eu trebuie să țin postul. Nu, nu vreau să obții ceva. Nu, îl fac pur și simplu. Mă apuc și țin postul. Care așa, na, așa vrea divinul ăsta. Sunt eu în acțiune. În sensul că în momentul că a pornit postul, când te simți pe tine că nu mai poți, te-ai oprit. Deci nu fie o îndârjie, o încrâncenare. Da. Dacă este o forțare, atunci lucrurile se vor termina prost, pentru că poți să și decazi, cazi, scade mintea, faci panică, suferă corpul, datorită faptului că ai forțat un scop. Dacă când faci lucrurile fără scop, atunci ele se desfășoară normal. Am avut pe Facebook, avem pe cineva, nu dau nume, care a spus la un moment dat, cât să mai mulțumesc, ea, draga de ea, scria mereu acolo la noi pe pagina lui Maru, scria niște comentarii și ea încerca să fie smerită, deci ea lupta cu ea ca să fie acolo. Și pentru ea era foarte greu și a spus, eu cât să mai mă smeresc, eu m-am săturat să mă smeresc. Deci a făcut-o forțat și în momentul în care n-a mai putut, că era tot timpul aici, a spus, dar eu nu mai pot să mai mă smeresc atâta. Nu e bine nici așa, pentru că cel mai bine e să o faci ca pur și simplu... Nu-i cumva mai rău, pentru că reprimă. Păi da, exact. Păi a făcut un rău. Hai cum să spun cum se face. Mereu în situațiile mici de viață, mereu te oferi și te lași pe tine. Când în ăsta mici reușești, aduni mic cu mic cu mic cu mic, în cele mari îți va fi ușor după aceea să te lași pe tine. Dar dacă în ăsta mici nu reușești să te lași pe tine, nu vei putea în cele mari. Deci trebuie să pornești în toate situațiile de viață, să cedezi binele tău mereu. Spre exemplu, ai două mere frumoase, pe cea mai mare l-ai dat, ai făcut un sacrificiu de sine. Când ai să mănânci, înjumătățești. Deci mereu te lași pe tine în toate situații de viață. Te oferi, faci curățenie, te duci la cumpărături, deci îți dai energie. După aceea te încarci cu energie și cu cantitatea aia mai puternică de energie, vei putea să îți asumi responsabilități și puteri mai mari. Adică situații mai dificile vei putea înfrunta. Deci neavând energia aceea, deci golul respectiv, nu vei putea. Deci trebuie în astea mici mereu să cedezi, te încarci cu energie pentru că deschizi poarta cerului. Prin înfrânare este cel mai ușor să deschizi poarta cerului, pentru că prin abținere imediat te deschizi poarta cerului și ți-a venit energie vitală. Deci cu cât golul este mai mare, cu atât prezența lui Dumnezeu este mai puternică și El te ajută în tot ceea ce faci. Deci ce m-a interesat ca să reușești în viață și în tot ceea ce întreprinzi este să fii gol de tine însuși, adică să nu faci viața un scop. Nimic din viața asta nu trebuie să fie un scop, ci dacă ceva este sau nu este, să-ți fie indiferent. Uite, s-a întâmplat. Dacă vreau să-ți impost să mă țin la mâncare până o anumită oră... Cu toate că n-ai nevoie. Dar nu pentru zile, așa, pentru ce înseamnă, de la tine înțeles care e rostul să ții post cu adevărat, lăsarea divinului să vină, așa. Țin până la ora 6, după 6 vine să mănânc să rup. Nu e bun, așa, nici așa.
Nu. Dovedești că poți să dacă vezi că situația asta, te duci și faci sacrificiu în alte părți mici. În alte părți mici, le adun pe ăla mici așa și vei putea după aceea cu energia respectivă să zici și postul acesta. Că tu trebuie să ai învingere, adică să te învingi pe tine în alte situații. Și atunci când vei vedea rezultate, rezultatele acelea te întăresc și vei putea în lucrurile mari să poți să te lași. În momentul în care poți să ții până orașață și își face apariția ego-ul, mintea, că el își face o apariție și îți dă o foame, ăsta, foame, îți face lui ăsta o foame, încep să faci ceva, exact cum a zis Marius, te duci și faci ceva mic, adică nu știu, îți ocupi, dăruiești altceva, faci în folosul copiilor, al soțului, nu știu, a celor din jur ceva fără să aștepți ceva. Că în momentul ăla, mintea tace, știți de ce? Da. Că nu mai are timp să țăcăne, că ea începe, mi-e foame, mi-e sete, mi-e... Nu, dacă, ea trebuie să se retragă când în momentul în care nu-i mai dai atenție, că iei atenția după materie, după minte, din ego. Atunci poți să faci altceva, iei atenția după aia și poți să ții și postul. Exact cum a spus Marius, ăsta este. Și așa reușești. Care e rolul minții? De fapt, să se distrugă pe sine în mod perfect. Este o cale, ego-ul este o cale spre divinitate, dar este prin suferință, este bună și ea, dacă altfel nu se poate, este o cale foarte bună. Dar îți aduce o durere, întăsaturi, de fapt. Avem nevoie de minte lumea asta, nu? Da, deci avem. Greșeala noastră că este mintea, este bună în lucruri punctuale. Comune. Lucruri în punctuale. În folosul tuturor. Ea repară un mecanism, nu, ea face curățenie, nu știu ce, în lucruri punctuale. Dar în relații nu are legătură, nu poți să funcționezi cu mintea în relații. Pentru că în relații ești un suflet comun și acolo trebuie să cedezi întotdeauna, să faci tot pentru ceilalți, să te sacrifici. Dar în lucruri punctuale, de reparat, de făcut, de tras la mașină, de croit ceva, de dăruire, de spălat mașina, punctuale înseamnă deci dăruire. Ai nevoie de minte ca să poți să ordonezi lucrurile, dar nu ai nevoie de minte tot timpul. Trebuie să o lași în relațiile interumane, în relații de familie, nu ai nevoie de minte. Mereu acolo trebuie să cedezi binele tău. Și în măsura în care cedezi, te încași cu energie vitală, vine divinul care este prezență, și prezența lui îți face viața armonioasă și frumoasă. Vezi și progresul tehnologic care vine din minte, e tot divinitatea permis ca să descopere și sigur sunt alte chestii care încă nu e permis omului să le descopere, ar fi poate energia liberă, să facă acest tot gratuit, dar mă cred că și progresul tehnologic are legătură cu progresul spiritual cumva, adică... Ce perfect spui. Deci, noi acum am mers cu progresul tehnologic prea departe, dar starea sufletului a rămas decalată, a rămas în urmă, noi suntem înapoiați obsesie, sufletul și acum ne aduce înapoi, că trebuie cu sufletul să venim. Deci ne distruge tot ce am pus noi preț până nu mai punem preț pe nimic și atunci putem, îți aduce sufletul în același moment și de aici poți să mergi mai departe. Spre exemplu, după o distrugere a unui război, oamenilor le vine sufletul la loc. Și atunci apar fenomene de gen evergreen, nu? Ți se pare că viața este miraculoasă, minunată, muzica se schimbă, cum a fost după 1946, prin Beatles și mai știu eu care, ABBA și mai departe. Deci este perioada cea mai frumoasă din istoria omenirii. Pe exemplu, nava Pioneer, când a fost dusă spre Marte și alte constelații, acum și alte galaxii, a depășit galaxia noastră, are o plăcuță acolo de aur în care, bineînțeles, are gravat omul și bărbatul și femeia și are și muzică din ABBA și din Beatles. Deci o culme a civilizației noastre. Deci după distrugere, noi avem cel mai mult nevoie de distrugere. Cu cât distrugerea este mai mare în viața noastră, destrămarea lucrurilor din viața noastră, lucrurile să nu meargă bine, cu atât noi o luăm mai repede. Deci trebuie invers, să nu gândire inversă. Să nu zicem că, vai Doamne, de ce mi-ai dat necazul ăsta? Păi ți l-a dat exact în momentul potrivit în care nu mai aveai energie vitală. Te scade, te încarcă cu energie și primești ani la viață sau sănătate. Fii fericit. Nu este foarte greu, este simplu. Și chiar nici nu trebuie să socotim, că tot ne scade. Tot timpul vine din față, el are grijă, fiecare primește ceea ce are nevoie și se dumirește până la mă. Nu trebuie să faci grijă că înțelegi, că nu înțelegi. Te va forța să înțelegi.
pe nimeni. Sau te uiți la un om și zici, uite, omul ăsta în viața lui nu o să înțeleagă nimic. Tot timpul suferă, nu este nimic. Pe autostradă este și Trabant, este și BMW, este și Audi, nu este și merge de diferite mașini, fiecare cu viteza lui merge și nu ai ce să comentezi. Este calea proprie la fiecare, nu poți să te superi pe cineva că este cu Trabant. Nu? Când mergi pe lângă el, îl lași să fie ceea ce este, nu dai în el. Da, și fiecare, nu ai ce să comentezi, îl accepti așa cum este. Despre relații n-a întrebat nimeni nimic. Toxicitatea relațiilor. Nu este toxicitate. A, de ce avem noi gândire toxică? Da, ziceam că așa cum așa putem discuta și despre relații toxice. Mm-hmm. Dar de fapt ele nu sunt. Nu sunt toxice. Este metodă divină de scădere a orgoliului nostru și este foarte bună. Noi numim cu ego-ul nostru numim că este toxic, pe când sufletul este fericit. Cu cât ego-ul suferă mai tare, cu atât sufletul este mai fericit. Dacă te gândești doar la lucrul acesta, să vezi ce bucurie vine din tine când apare neplăcerea.